Georgiana Hinovianu și vă invit în fiecare miercuri seara de la orele 20:30 de minute să urmăriți emisiunea Decupaj din Realitate. Această emisiune este un spațiu de emisie pe care postul de televiziune Alfa Omega TV îl pune la dispoziția dumneavoastră, a telespectatorilor. Aici așteptăm materiale din bisericile dumneavoastră, de la diferite evenimente, conferințe, concerte, seminarii sau chiar tabere la care biserica dumneavoastră a participat. Așadar, așteptăm în continuare materialele dumneavoastră pe adresa noastră de e-mail sau contactați-ne la numerele noastre de telefon și faceți împreună cu noi misiune prin media. Iisus, ești păstor celor pierduți. Iisus, celor micuți. Iisus, când o mie m-ai salvat, să fii veșnic, veșnic lăudat. Vă binecuvântez în numele Domnului Iisus. Și aș vrea în următoarele minute să vorbesc despre cum Dumnezeu a lucrat în viața mea, câteva lucruri despre lucrarea de misiune a grupului Emanuel și despre viziunea lucrării în zona Vasluiului și nu numai. Provin dintr-o familie compusă din 11 membri, 6 surori și 5 frați, eu fiind cel de-al 8-lea și cel mai mic dintre băieți. Timpul a trecut și am hotărât să merg la liceul creștin Philadelphia. Fiind de la țară, greu m-am integrat acolo, greu mi-am făcut alți prieteni, pentru că mi-a fost foarte greu să mă retrag din familia mea pentru 4 ani de zile. Dar după un an de zile, la vârsta de 17 ani, cu ajutorul lui Dumnezeu, am reușit să găsesc un grup, grupul Ebenezer, care ei se implicau strict în evangelizarea copiilor în zona Vasluiului. Acest grup m-a ajutat în fiecare zi să pot merge mai departe prin problemele pe care le aveam în perioada respectivă. Mulțumesc că dacă nu mă implicam în grupul Ebenezer, cred că nu puteam să reușesc a merge mai departe. Grupul m-a ajutat să stau la suprafață, m-a ajutat să pot merge pe planul celălalt, planul practic la Vaslui. Mulțumesc că implicându-mă, integrându-mă, am putut să lucrez împreună cu alți oameni. Am putut să văd multe lucruri diferite. După o perioadă, chiar dacă eu aveam atunci o perioadă mai grea, fiind perioada de adolescent, a fost cea mai grea până acum, lupte, ispite, încercări, multe poveri pe care apăsau în viața mea, lucrurile acestea prea puțin am povestit părinților mei și au existat doi factori care m-au ajutat foarte mult să merg mai departe. Acești doi factori sunt intenția și dorința de a merge mai departe, de a birui, de a lupta pentru ceva mai bun, de a lupta pentru o viziune mai clară, fiindcă perioada respectivă nu puteam de multe ori să înțeleg ce lucruri are Dumnezeu pentru mine. Nu înțelegeam de multe ori lucrurile pe care Dumnezeu le dorește în viața mea și intenția și dorința, acești doi factori, m-au ajutat foarte mult să biruiesc lucrurile acestea. Toate lucrurile acestea, venind în viața mea, am putut să merg din ce în ce mai departe. După o perioadă, am putut să merg cu grupul Ebenezer în Vaslui. Acolo nu știam prea multe despre lucrarea pe care se face. Știam doar că se evangelizează copiii, știam doar că putem pleca să facem o lucrare pe plan material, să ducem dulciuri copiilor sau alte lucruri. Și ajungând acolo, fiind cu o relație mai puțin plăcută, relația mea cu Dumnezeu, ajungând acolo am văzut altfel de trai, altfel de oameni, altfel de copii, cu totul diferit din viața mea de zi cu zi, cu totul diferit din orașul din Suceava, unde eram la liceu. Acolo am văzut tineri care îmi spuneau că de 2 sau de 3 ori pe săptămână merg la școală, deoarece în timpul iernii, cel puțin, nu aveau cu ce merge la școală. Copii care
foarte mulți care erau dezbrăcați, care aveau o stare materială foarte, foarte grea. Plus de asta, în timpul iernii cel mai mult, când mergeam la Vaslui, vedeam familii care erau triste, alte mai bucuroase. Dar noi, lucrarea pe care am început-o acolo cu grupul Ebenezer, mergeam să ducem Evanghelia, să ducem vestea bună, să ducem o speranță că Dumnezeu iubește și satele de acolo, din Bârlad, din zona Vasluiului. Toate aceste lucruri s-au tipărit foarte bine în mintea mea. Toate aceste lucruri au făcut ca viața mea să gândească altfel, să vadă altfel lucrurile în lumea aceasta și am luat niște decizii pe care Dumnezeu m-a ajutat să le pun în inima mea. Deciziile acestea sunt că am zis, Doamne, aș vrea atât de mult să merg mai departe, simt că inima mea este pentru lucrarea aceasta, simt că eu sunt chemat la o lucrare ca aceasta, să renunț la dorințele mele, să renunț la toate lucrurile pe care lumea aceasta mi le oferă și să mă implic strict legat în lucrarea aceasta cu grupul Ebenezer. Aș vrea să spun că au fost mulți oameni care m-au ajutat în formarea viziunii mele, au fost mulți tineri care m-au ajutat, prietenii mei care m-au ajutat să merg mai departe, s-au rugat pentru mine, în mod deosebit fratele Nicu Cotuleț, care am discutat mult despre viața mea și s-a rugat pentru viața mea, s-a rugat pentru lipsurile mele și pentru tot ceea ce mă înconjura în fiecare zi. Lucrarea grupului Ebenezer a încetat într-o oarecare măsură. Timpul a trecut și m-am întors la țară, fiindcă n-am reușit cu facultatea. Acolo am hotărât să mă implic cu tinerii din biserica de unde fac parte, din Horodnic, și Dumnezeu ne-a ajutat să putem merge să facem programe speciale la biserică, să chemăm tinerii, să fie o lucrare cât se poate de deosebită pentru ei și cât pentru mine, pentru creșterea mea spirituală. Dumnezeu a cercetat tinerii, a cercetat lucrarea de acolo, mulți dintre tineri au fost binecuvântați de Dumnezeu într-un mod deosebit. Unii dintre ei au luat decizii și am zis, Doamne, dacă ei sunt cercetați, dacă ei cercetat în modul acesta, aș vrea cu ei să mergem la Vaslui. Și am lansat provocarea aceasta tinerilor de la mine la biserică și aproximativ în jur de 15 tineri au hotărât să vină cu mine acolo, au hotărât să facem o lucrare la Vaslui, o lucrare care să ne ajute și pe noi să stăm cât mai aproape de Dumnezeu. Am început să organizăm o săptămână de misiune anul trecut în august și implicându-ne fiecare în parte de mai multe biserici, tineri din mai multe biserici cu o dorință mare pentru lucrarea respectivă, prieteni de-ai mei, am început să organizăm o misiune acolo, o săptămână întreagă, strângând alimente, strângând bani, financiar. Vream acolo să facem în mod deosebit tot lucrarea cu copiii, programe cu copiii, programe cu tinerii și am reușit să facem și evanghelizare în aer liber. Unii dintre ei și-au predat viața în mâna Domnului Iisus. Aș vrea să spun în mod deosebit despre câteva sate pe care Dumnezeu le-a binecuvântat. De exemplu, lucrarea grupului pe care Dumnezeu a binecuvântat-o, am mers acolo și să ducem vestea bună a Evangheliei și în mod deosebit în satul Gârdești. Acolo Dumnezeu, la evanghelizarea din aer liber, a cercetat în jur de 7 tineri și un frate, de fapt un om, pe nume Petrică, o sătură foarte mică, Dumnezeu i-a cercetat și și-a încredințat viața în mâna Domnului Iisus. Unii dintre tinerii de acolo chiar au încheiat legământ în apa botezului și fratele respectiv, Petrică, de statură foarte mică, și în ziua de astăzi ne rugăm pentru el, fiindcă nu l-a acceptat pe Dumnezeu din toată inima în viața lui. Aș vrea să spun despre alt sat, Lingurari. De fapt, satul acesta, de fiecare dată când merg la Bârlad, este vizat pentru a pleca de fiecare dată acolo. Este nevoie într-un mod deosebit. Sunt foarte mulți copii, sunt foarte mulți tineri care au nevoie de Dumnezeu și lucrarea cu tinerii care a fost acolo în ziua respectivă, mulți dintre tinerii care au venit erau bețivani, erau care fumau, erau cu un anturaj foarte rău și râdeau de ceea ce făceam noi acolo. Dar până la un moment dat, când Dumnezeu i-a cercetat prin ceea ce făceam noi
și au recunoscut, vorbind, că au nevoie de Dumnezeu și au nevoie de iertarea păcatelor. Acum, dacă am zis că face lucrarea în mod deosebit celor mici, în satul Băcani, unde am început să fac lecția biblică cu copiii, am reușit să aduc copiii cât mai aproape de punctul culminant, acolo unde să-și dea seama că fără de Dumnezeu nu pot să facă niciun pas. Am lansat o provocare a copiilor și am întrebat dacă sunt cineva, câțiva dintre copii care ar vrea să spună câteva lucruri, și au ridicat mâna jur de 10 copii și au spus că poveștile lor despre viața lor, despre familia lor, cât despre că au nevoie de Dumnezeu și au nevoie de iertare pentru inima lor păcătoasă. Lucrarea aceasta din luna august anul trecut a fost cât pentru grupul Emanuel, cât pentru cei de acolo, o lucrare puternică în viața noastră, fiindcă am simțit că Dumnezeu este cu noi, am simțit cum chiar toate lucrurile care le-am organizat, simțeam cum Dumnezeu ne dă propășire, ne dă izbândă. Și Emanuel, de ce am pus numele Emanuel? Pentru că Dumnezeu este cu noi. Și de aceea Dumnezeu, care a rânduit toate lucrurile acestea, a rânduit ca lucrarea să meargă mai departe, vrem ca și pe viitor să ne implicăm cât mai mult în lucrarea aceasta. În luna noiembrie, anul trecut, la fel, am început cu o lună înainte de Crăciun să mergem acolo. De data aceasta, o lucrare diferită, am hotărât să mergem cadouri la copii și cu alimente la familii. Foarte grea a fost organizarea, pentru că au fost și puțini, într-adevăr, tineri care s-au ocupat de organizare, dar cu ajutorul lui Dumnezeu ne-am propus să strângem cam în jur de 700 de cadouri și 40 de familii să fie acoperite cu alimente. Dar am ajuns acolo la Bârlaș și am selectat pe fiecare sat câte cadouri și ne-am dat seama că Dumnezeu ne-a ajutat să strângem peste 800 de cadouri și peste 150 de familii să fie acoperite cu alimente. A fost o lucrare măriață într-un sat în care n-am mai fost, Grivița. Acolo biserica s-a umplut de părinți, de copii, tineri, și am început să povestim despre venirea Domnului Iisus pe lumea aceasta, despre nașterea Domnului și despre nașterea Domnului în viața fiecăruia dintre noi. Și am început să cântăm acolo o cântare, S-a născut Iisus Hristos. Oamenii de acolo au început să cânte. Oamenii de acolo au început să simtă că Dumnezeu îi cercetează. În satul acesta Dumnezeu, într-un mod deosebit, s-a atins de inima lor. A trecut timpul și din decembrie până în prezent, aproximativ în fiecare lună, am mers în Bârlad. Aproximativ câte 3 zile pe lună, mergând acolo să ducem vestea bună a Domnului Iisus, vestea bună pentru că mulți dintre copii sunt și în ziua de astăzi lăsați în voia sorții, mulți dintre tineri sunt lăsați în voia sorții, nimeni nu se implică într-un mod deosebit de ei, sunt cu un anturaj foarte rău, sunt pe plan educațional foarte rău educați unii dintre ei, dar noi, mergând acolo, vrem în mod deosebit, pe lângă materialele pe care le ducem, în mod deosebit să mergem la acești oameni, la acești copii, să le vorbim despre o alt fel de viață, despre un alt fel de comportament, despre un alt fel de caracter. De ce? Pentru că Dumnezeu însuși pe mine în zona Vaslui m-a schimbat. Acolo am început să iau decizii despre viața mea și de aceea aș vrea ca acei copii, ca acești tineri care au nevoie de Dumnezeu într-un mod deosebit să fie schimbați prin mergerea noastră acolo, prin cuvintele pe care le ducem acolo. De Paște am fost acolo cu o lucrare specială, mergeam la copii să facem programe cu ei, învățam împreună cu ei cântări despre patimile Domnului Iisus și împreună vreo 60-70 de oameni ieșeam pe străzi și cântam despre patimile Domnului Iisus. Mulți dintre oameni erau atinși și veneau să asculte cântările respective, veneau și asculte despre dragostea Domnului Iisus și despre că există o iertare a păcatelor. Cu ajutorul lui Dumnezeu, lucrarea grupului de misiune Emanuel a început să se organizeze din ce în ce mai mult și am început din nou să organizăm o săptămână de misiune în luna august, de pe 19 până pe 26 august. De data aceasta am hotărât să implic mai mulți tineri din mai multe biserici, fiindcă mulți dintre tinerii pe care din zona noastră vara nu au prea mult ce face, n-au nici muncă, și am hotărât ca cei care au o inimă pentru lucrarea aceasta să se implice strict în evangelizarea celor mici și în evangelizarea tinerilor.
Mulți tineri de la Biserica Betel din Rădăuți, Biserica Maranata din Rădăuți, Suceava, București, Iași, cât și Horodnic, vom pleca din nou acolo pentru o săptămână. De data aceasta vrem să facem mai multe lucruri, vrem să facem, să extindem lucrarea. Acolo avem câteva cazuri sociale, în mod deosebit în satul Dodești, unde am hotărât să mergem să facem o cameră unui constătean în vârstă. Acolo intră șerpi în casă, intră fel de fel de animale și vine iarna și n-are unde să stea într-o câteva condiții mai bune. Și plus alte cazuri sociale pe care vrem să ne implicăm, a face câte o cameră la respectivele familii, pentru că iarna vine și au nevoie de lucrurile acestea. Plus de asta, am vrea ca Dumnezeu să ne dea propășire în organizarea noastră, pentru că așa cum eu am fost schimbat în Vaslui, viața mea a luat întorsetură acolo, de aceea și din zona noastră am hotărât să iau câțiva tineri care au nevoie de atingerea lui Dumnezeu, ca acolo în Vaslui să fie schimbați de Dumnezeu, ca văzând altfel de trai să fie atinși de Dumnezeu. Și de data aceasta mergem mai organizați, cerem ajutorul lui Dumnezeu și ajutorul vostru, care știm că sunteți alături de noi. În lucrarea aceasta este nevoie de susținerea dumneavoastră, este nevoie de atât cât pe plan financiar, dar cât pe plan spiritual, fiindcă înainte de a merge acolo, atâtea lucruri care ne întâmpină, piedici, bariere, alte obstacole, și suntem tineri și avem nevoie și de cineva care să fie alături de noi în organizarea respectivă. Plus de asta, toată lucrarea aceasta de evangelizare a celor mici implică o mare pregătire în lecțiile biblice, în materialele pe care le pregătim pentru ei, și avem nevoie și în privința asta de susținerea voastră, ca cuvântul lui Dumnezeu să fie tipărit bine în mintea lor. Vom pleca acolo cu o dorință la fel de mare cum o aveam acum 5 ani în urmă, cu o dorință atât de mare de a vedea vieți schimbate, de a vedea copii schimbați și de a vedea inimi care îl acceptă pe Dumnezeu în viața lor. Dumnezeu care este în ceruri să răsplătească fiecăruia care se roagă pentru lucrarea aceasta și care ne vor susține financiar. Și nu în ultimul rând, aș vrea să spun că lucrarea aceasta este susținută de câțiva frați slujitori care sunt alături de noi, fratele Nicu Cotleț, fratele Mitru Halip și fratele Pavel Rarea, plus alți slujitori care sunt alături de noi. Dacă cineva dintre tineri care vor asculta aceste cuvinte sunt poate în oarecare parte mișcați și vor să se implice venind cu noi, sau vor să se implice ajutând în organizarea și pregătirea materialelor și tot ceea ce avem nevoie, aș vrea să mă contacteze și noi vom fi alături și vom da liber ca să veniți cu noi acolo. Aș vrea cu toate acestea Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă răsplătească în numele Domnului Iisus. Amin. În minutele următoare vă invităm să urmăriți, în cadrul decupajului din realitate, câteva imagini dintr-un serviciu de închinare al fraților și surorilor noastre dintr-o biserică din Banatul Sârbesc.